Rusia a început să deplaseze la frontiera cu Finlanda echipamente militare grele, inclusiv sisteme de rachete, după ce premierul de la Helsinki a anunțat că țara sa ar putea să ceară aderarea la NATO, lucru care s-ar putea face până la vară, scrie Daily Mail. Publicația britanică difuzează și un filmuleț care arată trenuri încărcate cu echipamente militare deplasându-se chiar pe lângă un panou rutier care indica direcția spre Helsinki. În imagini pare a fi vorba despre două sisteme rusești de rachete de apărare de coastă. Moscova a reacționat deja negativ la nivel verbal, după ce Finlanda și Suedia, speriate de agresiunea rusă în Ucraina, și-au reconsiderat poziții de acum câteva luni și au spus că ar fi interesate să intre NATO. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a acuzat NATO că ar fi orientată spre confruntare. Salutare dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. De asemenea, nu uita să apeși pe butonul de like și să te abonezi dacă susții astfel de episoade politice destul de interesante, aș putea spune eu, despre situația nu neapărat la nivel de Ucraina și Rusia, ci la nivel mondial. Astăzi m-am hotărât să abordăm puțin subiectul legat de faptul că Putin amenință mai nou și Finlanda, deoarece a trimis armament greu și rachete la granița cu aceasta ca răspuns la intenția de a adera la NATO. Deci pot să spun că este un mesaj destul de dur și amenințător din partea Moscovei. Acum vedem ce urmează, vedem dacă Finlanda chiar să înainteze acest proces referitor la aderarea la NATO, chiar sunt curios și cu siguranță ar fi un pumn destul de puternic pentru Rusia dacă acest lucru s-ar întâmpla. Sperăm să nu lovească și ei înapoi. Nu uita să-mi scrii în comentarii ce părere ai despre acest lucru, ce părere ai despre faptul că Rusia a trimis niște rachete la granița cu Finlanda, chiar îți aștept răspuns în comentarii, iar acum hai să treci la clipul propriu-zis pentru a afla mai multe detalii. Până în februarie, opinia publică din Finlanda și Suedia era împărțită, dar mai degrabă favorabilă neutralității. Cele două state nu sunt nici membre NATO, nici aliatele Rusiei. Dar lucrurile s-au schimbat radical după atacul armatei ruse asupra Ucrainei. Conform sondajelor de opinie, 84% dintre finlandezi consideră acum că Rusia reprezintă o amenințare militară și ar vrea să fie protejați de NATO. Suedia discută, de asemenea, renunțarea la neutralitate pentru a adera la organizație nord-atlantică. Armamentul greu rusesc, inclusiv sisteme de rachete, a fost văzut îndreptându-se spre granița cu Finlanda, la doar câteva ore după ce Rusia și-a avertizat vecinul din nord să nu care cumva să se gândească la o aderare la NATO. S-ar părea că sistemul de rachete din imagine ar fi artileria de apărare de coastă K-300P Bastion-P, concepută pentru a doborî nave de război și chiar grupuri de luptă cu portavioane. Demonstrația de forță făcută în contextul în care premierul finlandez Sanna Marin a declarat că se așteaptă ca guvernul său să încheie discuția înainte de mijlocul verii cu privire la cererea de aderare la NATO. Dmitri Peskov a avertizat imediat că această mișcare nu va îmbunătăți situația de securitate în Europa, iar deputatul moscovit Vladimir Dabarov a adăugat mai direct că aceasta a însemnat distrugerea Finlandei. Am spus în repetate rânduri că alianța rămâne un instrument orientat spre confruntare și că extinderea ei în continuare nu va aduce stabilitate pe continentul european, a spus purtătorul de cuvânt al lui Putin. NATO a anunțat că două grupuri navale multinaționale, formate din 16 nave conduse de Marina Regală Olandeză, vor patrula pe coastele Mării Baltice, ale unor membri precum Polonia și Estonia, pentru a menține o capacitate defensivă credibilă și capabilă. Finlanda a fost ocupată de ruși la mijlocul anilor 1700 în urma unui război cu Suedia, dar poporul nu s-a împăcat niciodată cu această situație și a luptat permanent pentru independență. Așa s-a obținut de la țar un statut special de semi-autonomie. În 1918, profitând de anarhia care cuprinsese Imperiul Rus, Finlanda și-a proclamat independența. În 1939, după cucerirea a jumătate din Polonia, Rusia sovietică a atacat țara vecină încercând să o ocupe. A rezultat un război sângeros de 6 luni, purtat iana, pe care armata roșie l-a câștigat cu pierderi uriașe. Stalin fiind nevoit să se mulțumească doar cu 10% din teritoriul Finlandei pe care l-a anexat. A urmat contraatacul finlandez în 1941, în războiul germano-sovietic,
înfrângerea și armistițiul din 1944. Apoi țara a rămas liberă conform unui acord între marile puteri care prevedea neutralitatea sa. Țara scandinavă are însă o graniță de 1350 de km cu Rusia și a devenit tot mai neliniștită după invazia lui Putin în Ucraina, memoria atacului rusesc din 1939 fiind foarte vie. Situația e similară în Suedia. Partidul aflat la putere a lansat luni oficial în dezbatere publică ideea aderării la NATO. Secretarul partidului, Tobias Baudin, a declarat presei locale că intrarea NATO ar trebui să fie finalizată în următoarele câteva luni. Când Rusia a invadat Ucraina, poziția de securitate a Suediei s-a schimbat în mod fundamental, a explicat partidul într-un comunicat. De asemenea, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus, Vladimir Putin, a avertizat NATO că dacă Suedia și Finlanda se alătură alianțe militare conduse de Statele Unite ale Americii, Rusia va disloca arme nucleare și rachete hipersonice într-o enclavă a sa din Europa. Finlanda, care împarte o graniță de 1300 de km cu Rusia, și Suedia iau în considerare aderarea la alianța NATO. Finlanda va lua o decizie în acest sens în următoarele săptămâni. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus că în cazul în care Suedia și Finlanda se vor alătura NATO, Rusia va trebui să-și consolideze forțele terestre, navale și aeriene în Marea Baltică. Medvedev a ridicat de asemenea în mod explicit amenințarea nucleară, spunând că nu se mai poate vorbi despre un statut non-nuclear al Balticii, unde se află și exclava rusă Kaliningrad, între Polonia și Lituania. Nu se mai poate vorbi despre un statut non-nuclear pentru Marea Baltică. Echilibrul trebuie restabilit, a spus Medvedev, care a fost președinte al Rusiei din 2008 până în 2012. El a adăugat că speră ca Finlanda și Suedia să dea dovadă de rațiune. În caz contrar, a spus Medvedev, acestea vor trebui să accepte ideea că vor avea în apropierea lor arme nucleare și rachete hipersonice. Întrebat cum vede posibilă aderarea Suediei și a Finlandei la NATO ca urmare a acestui avertisment din partea Rusiei, un oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii a spus că nu există nicio schimbare în poziția Washingtonului și a repetat că ușa deschisă a NATO este o ușă deschisă. Fără să vorbim despre vreo țară în special, nu am fi îngrijorați că extinderea unei alianțe defensive ar face altceva decât să promoveze stabilitatea pe continentul european, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, într-un briefing. Rusia are cel mai mare arsenal de focoase nucleare din lume și alături de China și Statele Unite este unul dintre liderii mondiali în tehnologia rachetelor hipersonice. Lituania a spus că amenințările Rusiei nu sunt nimic nou și că Moscova a desfășurat arme nucleare la Kaliningrad cu mult înainte de războiul în Ucraina. NATO nu a răspuns deocamdată avertismentului Rusiei. Totuși, posibilă aderare a Finlandei și a Suediei la NATO, fondată în 1949 pentru a asigura securitatea occidentală împotriva Uniunii Sovietice, ar fi una dintre cele mai mari consecințe strategice ale războiului în Ucraina. Finlanda și-a câștigat independența față de Rusia în 1917 și a purtat două războaie împotriva acesteia în timpul celui de-al doilea război mondial, în urma cărora a pierdut un teritoriu. Finlanda a anunțat un exercițiu militar în vestul teritoriului său, cu participarea Marii Britanii, a Statelor Unite ale Americii, a Letoniei și Estoniei. Suedia n-a mai luat parte la niciun război de 200 de ani. Politica sa externă s-a concentrat asupra sprijinirii democrației și a dezarmării nucleare. Cam atât a fost și în episodul de astăzi, dragilor. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați de like, share și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce credeți? Finlanda și Suedia vor adera la NATO? Și dacă da, ce implicații politice va avea la nivel european din perspectiva Rusiei? Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like și mă găsiți și pe alte platforme. Aveți totul în descriere, ne auzim cu alte episoade și evident mult succes în absolut tot ceea ce faceți.